Aș dori să subliniez importanța consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc cu o săptămână în urmă în București. Am acordat la această consfătuire o atenție și problemelor economiei mondiale și îndeosebi situației țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta pentru că actualmente situația țărilor în curs de dezvoltare este deosebit de gravă. Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie și în acest deceniu situația lor a continuat să se înrăutățească, în timp ce țările bogate și din acestea, desigur, un mic grup de bogați au acumulat anual zeci și zeci de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare. Este o situație care nu poate să continuă mai departe. Așa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim. A inechității, a jafului, a asupririi. Am cunoscut-o sute de ani și 100 de ani sub capitalism aceasta. De aceea am declarat că pentru noi a pus întotdeauna respect o asemenea cale. Poporul nostru spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face plopul mere sau richita micșunele. Da? Nu vă grăbiți să aplaudați. Genetica modernă a făcut progrese uriașe. E posibil să ne întâlnim cu plopi și cu richită care să facă mești, dar nici atunci, chiar în asemenea situații, nu vom admite întoarcerea înapoi. Capitalismul în România a pus pentru întotdeauna poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân pe destinele sale, pe bogăției din țări. Cercuri și acești domni ar trebui să-și îndrepte lucrurile privirea spre două direcții. Cum să se lichideze asuprirea țărilor în curs de dezvoltare? Să se rezolve datoria externă de 1200 de miliarde de dolari a acestor țări. Și aceasta nu prin simboluri. Simbolismul o fi bun în artă, în economie și în politică nu face doi bani.